Domnul să ne ajute ca ceea ce am cântat să fie o realitate. Cu tot ce am Iisus mă dăruiesc, așa spunea cântarea. Nu doar o zi din săptămână, nu doar o rugăciune pe zi, ci fiecare minut, fiecare secundă, am în mine scopul acesta, să-L slujesc pe Dumnezeu. Amin, amin. Și când ești ocupat 24 din 24 cu cele bune, n-ai unde să le mai pui pe cele rele. Domnul să ne ajute la asta. Dragii mei, în dimineața aceasta... Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre păcatul arătatului cu degetul spre alții. Eram copil și ca și dumneavoastră, părinții ne-au învățat ceva foarte important. Să nu arătăm cu degetul spre alții. Și atunci când încercai să arăți cu degetul spre cineva, mama, dacă era lângă tine, îți dădea așa un pic pe mână și spunea, nu e frumos. nu e frumos. Pentru că, iubiții mei, una din cele mai grele discipline de care avem nevoie în viața aceasta pentru ca să biruim în orice domeniu, fie el spiritual, familial, material, educațional, profesional, este asumarea responsabilității. Asumarea responsabilității. Și foarte mulți oameni trec prin acest eșec și nu-și asumă responsabilitatea și mereu încearcă să dea vina pe umerii, pe alții, pun vina pe umerii altor oameni, Întotdeauna pentru problemele prin care ei trec găsesc vinovați. Și întotdeauna în dreptul lor au nesfârșite și nenumărate scuze. În dreptul altora critici și în dreptul lor scuze. Vreau să vă spun că omul care caută scuze și justificări niciodată nu se va schimba, iubiții mei. Niciodată nu se va schimba. Eu dacă spun că fratele X e vinovat pentru ceea ce se întâmplă în familia mea, eu automat Spun că el trebuie să facă ceva și eu pot să rămân cum vreau, mai departe și cum îmi convine. De aceea, inventarea scuzelor te duce la un eșec și mai mare, pentru că nu te vei schimba niciodată. Stăm de vorbă cu mulți oameni și îi spunea un sondaj că 80% dintre oameni nu-și asumă niciodată responsabilitatea pentru păcatele și eșecurile și problemele pe care le au. Se plâng în continuu, critică în continuu și mereu dau vina pe alții. Iar acest mod de gândire, iubiții mei, să știți că nu duce altceva decât la consecințe dezastruoase pe termen lung. Vreau să ne uităm la șapte categorii de oameni din Biblie pe care putem să dăm vină și în care am căzut unii dintre noi, poate nu o odată, și să învățăm ceva de la aceste categorii de oameni. Și apoi să ne uităm la ce putem face după ce nu mai arătăm cu degetul. Pentru că în seara cinei iubiții mei din 12 oameni, toți 12 au arătat cu degetul spre ei. Și 11 au făcut ce trebuia. Unul n-a făcut ce trebuia. nu e suficient să nu mai arăt cu degetul. nu e suficient să spun eu sunt vânzătorul. Eu sunt cel care l a trădat pe Iisus. Nu, trebuie să fac ceva ca să ies de acolo. În primul rând, iubiții mei, am observat că putem să arătăm cu degetul spre partenerul de viață atunci când sunt probleme în familia noastră, când sunt eșecuri, când nu ne asumăm acele probleme, arătăm cu dreptul spre partenerul de viață. Citeți din Genesa capitolul 3 cu versetul 12. Pune-te rog mai întâi 11. Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Femeia, ea ea e vinovat. Iubiții mei, în orice familie se pot ivi situații tensionate, probleme, conflicte, falimente. Însă pericolul care există când se ivesc astfel de probleme este ca fiecare să se uite la ce-o greșită la dat. Și prin neasumarea responsabilității, conflictul ajunge la următorul nivel, escaladează și apare emoțiile negative. Știți ce înseamnă emoții negative? Furie, mânie, nervozitate, pierderea autocontrolului. Acum dacă ne-am ne-am roșii, ne-ar crește tensiunea și ne-am stăpâni și ne-am mușcat buzele, ar fi totuși un eșec mai mic. Problema e că după ce apare emoțiile negative, mai apare ceva. Jignirile. În unele cazuri, bat jocurile, în alte cazuri, înjurăturile. Și apoi poți să-și iertare, că asta nu se șterg ușor. Iubiții mei, din cauza emoțiilor negative, foarte multe persoane au ajuns să se îmbolnăvească, pentru că emoțiile negative, mintea, ajunge să îmbolnăvească corpul. Medicii spun că aproximativ 50% din bolile care vin peste noi vin din cauza stresului, a depresiei, a amâniei, a nervozității, a, felul, felul, a, felurite lucruri pe care le frământăm în continuu. Se slăbește sistemul imunitar, ne consumăm enorm, avem parte de atacuri nervoase, de căderi nervoase, chiar de atac de cord, chiar de infarct. Vreau să vă spun astăzi că apar foarte multe conflicte în familie, parcă în ultima vreme, ca niciodată. Să ne vorbă cu foarte mulți oameni. Știți care sunt 99% din mesajele pe care le primesc? Frate Cristi, vreau să spun ceva. Soțul meu îi devine. Eu n-am nicio vină. Soțul meu îi devine. Soția mea îi devine, zice. Eu zic, sunt sfânt. Eu sunt extraordinar. Nu mai are probleme cu nervi în fiecare zi. Iubiții mei, e nevoie de onestitate, de smerenie, de responsabilitate pentru că niciun conflict din familie nu se poate rezolva dacă bărbatul se uită la ce-o greșit femeia și femeia se uită la ce-o greșit bărbatul. Iar atunci când există smerenie, când există expresia aceasta, draga mea, e vina mea, dragul meu, eu sunt de vină. Atunci când există responsabilitate și asumarea responsabilității, nu mai apar conflicte și nu mai apar emoții negative. Și știți că atunci când nu apar emoții negative, în locul lor, paharul nu rămâne gol. Apare emoțiile pozitive, care se numesc iertare, dragoste, bunătate, blândețe. Doamne, vină în familiile noastre Amin. și fă-ne conștienți de problemele care sunt. Cei mai mulți știți când vin la comitet, știți când vin la mărturisire, după ce s-au înjurat și s-au blestemat unii pe alții, după ce au zis că mai ta ai de vină, mai ta care te-a crescut în halul ăsta și după ce s-au jignit ani de zile, frate, păstor, acum dacă puteți să ne ajutați cu ceva, e cam târziu să vii atunci ca și când vii în, în ultima fază. Nu. Asumă-ți responsabilitatea. Dumnezeu nu a mărs la Eva direct. Dumnezeu a venit la Adam mai întâi. Și Adam a zis femeie. Doi, am observat că putem să mai facem o greșeală în viață. O altă categorie de persoane pe care dăm vina că și diavolul e o persoană până la urmă, nu? Dăm vina pe diavol. Dăm vina pe diavol. În Genesa 3 cu 13, Domnul Dumnezeu se întoarce către Eva și o întreabă, ce ai făcut? Și Eva face ceea ce facem și noi. Șarpele. M-a amăgit și a mâncat din pom. Am găsit vinovatul. Nu eu, nici Adam. Vinovatul este șarpele. Iubiții mei, ne spune Iacov în cu 14 ceva foarte important. Fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și moment. Adică diavolul are un singur rol. Diavolul știe că îți plac, de exemplu, nu știu, îți plac imaginile urâte. Că asta distruge familie la ora actuală fenomenal. Se le pune în față. Dar diavolul nu poate da click în locul tău. Și Biblia spune aici, diavolul nu te poate duce în păcat decât dacă tu spui da sau nu și rămâi în sfințenie. El vine cu ispita. El vine cu anumite lucruri. Dar spune Iacov aici, nu mai dați vina pe diavolul toată ziua. Pentru că fiecare când este ispitit de diavolul, atunci este atras de pofta lui. Și în cazul Levei a fost pofta ochilor. În alte cazuri pofta firii pământești. În 1 Corinteni 10 cu 13, Pavel ne spune ceva foarte încurajator. Nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omeniască. Omeniască. Dragii mei, diavolul nu ne poate atrage în păcat fără acordul nostru. Singurul mod în care diavolul anulează voința omenească este prin alcool. Pentru aia, Biblia și noi, ca slujitori, predicăm și spunem, nu beți nici măcar bere fără alcool. Ferește-te de lucrurile astea, că în momentul acela diavolul îți ia voința ta, acordul tău și după ce ai băut și te-ai îmbătat, poți să faci toate lucrurile care urmează mai departe. Haide să nu mai dăm vina asupra diavolului. Auzeam de o familie recent unde unul din cei doi a căzut în adulter. A trăit în adulter, n-a căzut doar. Că una e să cazi și alta să trăiește ani de zile ascuns. După mai multe convorbiri cu slujitori între ei, ori ajuns la o concluzie. Nu-i vinovat nici el, nici ea. Diavolul a fost vinovat. Diavol. Iubiții mei, câtă vreme dăm vina pe altcineva, nu o să ne putem rezolva problemele noastre, să știți. Trei. Aruncăm apoi vine, am observat că mai am găsit pe cineva pe care să aruncăm vina. Știți pe cine? Pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Genesa 3 cu 12. Omul a răspuns. Femeia? Care femeie? Pe care mi-ai dat-o? Tu ai construit așa, Doamne. Tu ai făcut așa. Se i placă hainele toată ziua. Mă bagi la cheltuie. Nu? Că mai sunt unii care asta spun. Să-i place, să nu-i place că munca. Tu ești de vină, Doamne. Nu e de vină, nici nu-ți de vină. Până la urmă, tu ești de vine. Și foarte mulți oameni dau vina pe Dumnezeu. Iubiții mei, când Eva și Adam au mâncat din pomul acela, vreau să vă spun că Dumnezeu n-a fost prezent acolo. Ar fi trebuit să spună, hai să ne oprim, să ne întâlnim mâine în cu Dumnezeu și să-L mai întrebăm o dată, poate n-am înțeles bine. Știți ce vreau să vă spun astăzi? Că foarte multe persoane fac alegeri fără Dumnezeu în viață și tot lui îi bagă de vine pentru curajul să nu faliment. Păi dacă, ai F, dacă n-ai întrebat pe Domnul, dacă n-ai ascultat de Dumnezeu, dacă nu te-ai întrăsat cuvântul Lui, de ce dai vina pe ea? Iacov din nou vine și ne spune, în 1 cu 13, nimeni când este ispitit, să nu zică sunt, ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Bun, dar de ce ne rugăm în Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită? Iubiții mei, în Matei 4 cu 1 Biblia spune ceva extraordinar de important, foarte important. Atunci, Isus a fost dus de Duhul unde? În pustie. De ce? Ca să fie ispitit. Vreau să înțelegem un lucru foarte important pe astăzi. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, însă Dumnezeu, pe tine și pe mine, ne poate îngădui să fim duși în pustie și să fim ispitiți și rugăciuni. una din cele mai grele perioade din viața Domnului Isus a fost pustia. Nu a mâncat zeci de zile, nu au băut probabil zeci de zile. El știe prin ce stres au trecut, el o știut prin ce greutate au trecut și au zis rugați-vă, iubiți nici să nu vă îngăduie Domnul ca pe mine să fiți duși în pustie, că nu e un lucru ușor. Și asta trebuie să fie rugăciunea noastră. Dar, dragii mei, atunci când ajungem să facem lucruri fără Dumnezeu, atunci când ajungem să cădem pentru că n-am ascultat de slujitori, de părinți, de Evanghelie, de cei care ne vreau binele, ne cere Dumnezeu astăzi să nu mai dăm vina pe El. Să nu mai arătăm cu degetul spre El. Să arătăm spre noi. 4. Am observat în al patrulea rând că mai aruncăm vina pe cineva. Atunci când ajungem în probleme, în lucruri grele, aruncăm vina și arătăm cu degetul spre frații sau surorile de corp. N-ați întâlnit frați sau surori de corp care au crescut în aceeași casă și după ani de zile nu pot să-și vorbească unul cu altul. Și spun așa, din cauză că nu vorbesc, ea îi devine. El îi devine. Deschidem în capitolul 4 cu versetul 3. Și citim următoarele. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jerfă de mâncare din roadele pământului. Atenție, nu scrie din cele din tâi roade. Pune-te rog mai departe. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din noile întâi născut. E deja e o diferență. Domnul a privit cu plăcere spre cine? Spre jertfă mai întâi? Nu. Mai întâi spre Abel. Ce spunea fatele din noi aici, da? Mai întâi Domnul se uită cum am trăit de luni până sâmbătă și apoi la ce predic duminică. Și spre jertfa lui. Atenție mai departe. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Ce-a făcut Cain după asta? Au început să rape cu degetul. Să se... Uite, exact ce spuneam. Apare emoțiile negative. Furia, mânia. Da? Poate eu fi spus și cuvinte jernitoare la Abel, nu știu. Dar au început să se mânie și Dumnezeu o știu ce urmează. Și o înțeles că de la mânie nu o să te oprești acolo. O să ajungi la lucruri mai grave. Și vine Domnul în patru cu 6 și spune, da, Cain, pentru ce te mânii? Pentru ce te s-a postomorât fața? Cu ce -i vinovat Abel? Că eu am privit spre tine și apoi spre jertfa ta. L-am găsit pe el că m-a ascultat și am primit jertfa lui. M-am uitat la tine și am văzut că păcatul pândește la ușă. Am văzut că dorința lui se ține după tine. Și ce trebuia să facă Cain în momentul ăla? Să recunoască că viața lui nu e în regulă. Că atitudinea lui nu este bună. Să-și asume că trebuie să-și corecteze trăirea. Știți ce a făcut? Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Iubiții mei, asta e atitudinea care o întâlnesc foarte des în zilele acestea. Oameni care, și să știți că e mai ușor să omor pe altul, cu vorba, nu trebuie cu cuțitul. Cu vorba. Să zice, ăla e de vină, el e de vină, fratele meu, sora mea e de vine, pentru că e mai ușor să o mor decât să schimbi viața. Dar soluția nu e să o soluția e să te schimbi. Doamne ajută-ne la asta. Cinci. Am observat că mai putem să găsim vinovați, să arătăm cu degetul spre popor de data asta, spre comunitate, spre biserică. În 1 Samuel 15 cu 14 vine Samuel la Saul. Și era mare gălăgie de animale și Samuel întreabă ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud. Saul a răspuns. Uitați-vă cum vorbește la persoana a treia plural. Le-au adus de la Malecis, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune, ca să-i jerfiască Domnului Dumnezeului tău. Iar atunci când e vorba de ceva pozitiv, mă inclu și pe mine, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Biblia însă spune clar în 1 Samuel 15 cu 9, care era realitatea, dar Saul și poporul, au cruțat pe agac și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. El a avut varianta lui, însă Dumnezeu a avut varianta adevărată. Saul și poporul, era împărat, poporul n-ar fi făcut nimic fără el. Dar el a dat ordinul. Iubiții mei, știți câți oameni am întâlnit care au da pe biserică? că nu-i caută pastorul, că nu-i sună. Ne ar place să vă putem suna pe toți, să vă putem vizita pe toți. Însă și nu avem un loc de muncă, și noi avem copii de crescut, nu trăim pe banii voștri. Ne-ar place să fim 24 de ori la biserică. Dar am văzut că oamenii mai ușor de pe biserică, pe comitet. Că ei îți vină. Că ei nu vin la biserică. Că de la botez viața doar să în jos în loc să meargă în sus. Nu cumva și tu ai căzut în plasa asta? Vă dau o veste bună. Biserica merge mai departe, că Hristos e capul bisericii. Indiferent când dau vina oamenii pe ea. Biserica continuă să boteze mai departe alți oameni și el, care dă vina pe biserică, rămâne tot în mocir la aceea și nu se ridică niciodată. 6. Aruncăm vina pe conducătorii țării. Pe PSD și pe PNL. Pe partide. 2 Petru 2 cu 10, Biblia spune despre o categorie de oameni care ce face? Umblă poftind trupul altuia și desprețuiesc stăpânirea. Îi întreb ceva din Biblie, habar n-au, dar știe cine e la guvern acum, știe cine o învârtit voturile, știe cine face campanie. Ei au găsit partidul care e de vină pentru că în familia lor ei nu se înțeleg. Dar ce mai fac ăștia? Nu se tem să Bă jocorească. Păi când ba jocorești pe cineva, automat ai degetul întins spre el. Bă jocorească dregătoriile. Vreau să vă întreb cu ce -i devine partidul sau guvernul sau parlamentul, că eu copiii mei nu mă înțeleg. Sau tu cu soția nu te înțelegi. Îi devine domnul cât, ai? Sau domnul Iohannis. Nu. Dar e mai ușor să spui că ea îți devine decât să schimbi viața și te pocăiești. Toată ziua găsesc scuze. Toată ziua găsim scuze. Că ei îți devin. Că n-am eu pace în casă șapte. Am observat, iubiții mei, că în al șaptele rând mai am găsit pe cineva, că oamenii care caută găsesc, nu? Și ce e rău și ce e bun. Aruncăm vina pe slujitorii Domnului. Întâi împărați 18 cu 16. Obadia, aducându se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. An de zile nu mai ploase în țară. An de zile Dumnezeu a oprit cerul cu gândul că poate e Ahab se va întoarce de la Baal, își va recunoaște vina, își va recunoaște falimentul, își va asuma responsabilitatea pentru el, împărăție și tot poporul. Și să zică, noi suntem de vină. Ce spune Ahab? Abia, nici nu l-a salutat măcar, abia la a zărit Ahab Elie și a zis, tu ești acela care îmi norocești pe Israel? Și la Elie nu vine să creadă după atâția ani de, de, de secete, Încă mai găsești vinovați? Elie i-a răspuns. Nu eu ne norocesc pe Izrael, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Baal. Trăia Ahab în mizerie, în compromis, în minciună, în păcat. Știți ce-a fost la mână? Să dea vina pe Elie. Iubiții mei, nu știu care e slujitorul care nu-ți convine de el din țara asta. Nu știu care e slujitorul din biserică pe care nu poți să-l ai la inimă. Dar vreau astăzi să înveți din Scriptură și să învăț că trebuie să-mi asum responsabilitatea. Dacă eu sunt un om mânios, care mă nervez repede, care mereu găsesc ceva de vină, nu înseamnă că fratele X îi dă vină pentru asta. Poate ar fi vremea să mă întorc cu degetul spre mine. Să n-aștept să-mi dea Dumnezeu ca mai mea păstămână, ca să nu mai are cu degetul. Că poate să-mi dea cum nu-mi convine. Și o să mă doare tare. Ce să fac mai departe? Ne uităm la David în, în 2 Samuel 12 cu 13. Prima dată când păcătuiește David, își recunoaște prima dată păcatul în privat după ce îl confruntă Natan. 2 Samuel 12 cu 13. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul. Vedeți ce e important, iubiții mei, să arăt cu vedetul spre mine? Uitați-vă! Ăsta e primul lucru. Dumnezeu e gata să mă ierte. Slăvit să fie în numele Lui. Mm. Nu. Apoi ce se întâmplă? Pentru că deja știa Ioab de păcatul care l-a făcut, știa Natan. O știu slujitorii că Urie nu a mers acasă și le s-au părut ciudat că cum au mers în luptă, murise. David și-a dat seama că ce-au făcut deja au ajuns public și un păcat care ajunge în public, are nevoie de pocăință publică. Și David scrie un psalm. Și citesc doar primele patru versete, pentru că timpul zboară. Și vă rog să vă uitați în primele patru versete, de câte ori David spune, comitetul, prorocul, ăla-i de vină, Dumnezeu, diavolul îi de vină. Uitați-vă în primele patru versete. Psalmul 51 cu 1. Citim. Ai milă de mine, Dumnezeule, bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare șterge fără de legile mele. Spală-mă cu și de nelegurirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit ce am făcut și este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. O, câți oameni am întâlnit care cunosc bine ce-au făcut ăla, ce-au făcut ăla, ore întregi în piață și pe telefon, îți spun ce-a făcut fiecare. Numai de familia lui nu-i nu pasă. Numai de prunce lui nu-i pasă. El știe tot ce-a făcut altul, dar el nu știe ce-a făcut lui. El. Merg la bloc și întreb pe o bătrânică care stă pe bancă. Ce spuneți de aia de la etajul 3? Păi zice, aia e divorțată, stă cu bărbatul lui ăia. Dar da, ăla de la 2, păi zice, ăla e, e la păcănele, e rob la jocuri de... Dar despre tine, eu zice, eu bine, zice. Fie păcat la tot blocul, la tot cartierul. Îl întreb de el, zice, eu, eu sunt în regulă, zice. Uitați-vă la David. Eu sunt de vină, zice. Dacă eșec în țară, dacă nu mai e har la templu, eu. Eu. Du-te și cântă, zice că te de lor de cor pune asta pe note, să știe ce de vină. Acum ați înțeles de ce o să Dumnezeu că ăsta e om după inima mea. Ce umilință! să cânte corul despre păstorul bisericii și să nu-ți fie rușine. Să nu zici, mă ascund, auzi, le dau bani, facem ceva, numai să nu se afle. Îi promovăm. Nu. O zis, lasă, să știe că eu sunt vinovat. Că pe omul care se pochește cu adevărat, nu-l mai interesează că nu știu care a auzit mărturisirea lui. Că nu știu care a auzit. Nu. E important e că s o pocăit. Iubiții mei, majoritatea oamenilor cresc cu impresia că dacă ceva le merge greșit, altcineva e responsabil. Altcineva trebuie mustrat. Altcineva e vinovat. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, niciun elev nu va progresa cât timp dă vina pe profesor că luat patru la test. Niciun elev. Nimic nu vei schimba câte vreme vei da vina pe alții pentru că vei aștepta schimbare de la ei, nu de la tine. Și interesant, știu unde o să fii peste 5 ani? Tot acolo peste 10 ani, tot în același faliment. Pentru că aștepți ca altul să facă ce ar trebui să faci tu. Pentru aia, fratele Viorel, e la mărturisire astăzi. Pentru că mărturisirea păcatelor iubiții mei nu înseamnă altceva decât smerenia aceea grea în care mergi și spui în privat frate slujitor, eu sunt de vină. Am predicat pe seara mesajul ăsta undeva în județul Caraș. Mă a un băiat la final. Și de Criste, am câțiva copii acasă. Am o soție minunată. Eu sunt mă. mi am băgat familia în faliment. Mi-am distrus soția și copii. Plângea, nu puteam să-l opresc. Și am zis, ce binecuvântare. Să recunoști după predica asta că tu ești de vină. Putea să zic că soția e de vină. Copiii este de vină. Primul pas spre restaurare, spre eliberare, spre scoatere din groapă, îi să recunoști unde ești. Arătatul cu degetul spre noi ne face responsabil. Bun, mergem mai departe, în a doua parte a predicii. Ce urmează după ce arăt cu degetul spre mine? Știți că Iuda, ani de zile, au arătat cu degetul spre alții. Femeia aia, zice, se putea vinde miruala și Știți, nu? Apoi a la prost și -o zis, pe care vreți să vă vând? Pe Petru, Ioan, Iisus, pe care? Pe ăla, nu? În seara ne arată cu dreptul spre el. Dar nu face următorii pași care trebuia să-i facă. Nu-i suficient. Gata, arăt cu dreptul spre mine. Trebuie să mai fac ceva. În primul rând, iubiții mei, acceptă și să acceptăm că avem nevoie să învățăm cum să ieșim de acolo. Nimeni n-am ajuns de să încă. Nici în sfințenie, nici în cunoștințe, nici în domeniul familial, nu suntem ași cu doctorate. Acceptăm cu modestie că mai avem de învățat. Biblia spune în Proverbe 1 cu 5 să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință. Îmi cer scuze că folosesc cuvântul prost și nebun. Dar în proverbe se face o comparație colosală între înțeleptul, care vine cu smerenie, mai învață, e gata să, să, să mai acumuleze cunoștințe, să zică, că, frate, nu știu destul, învață-mă, te rog frumos, spune cum să fac acolo. Și nebunul care spune așa, eu le știu pe toate, plin de mândrie, plin de sine. Iubiții mei, îmi asum responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat dar nu, mă, nu, vreau să rămân acolo, vreau să învăț cum să nu mai repet același lucru pe viitor. Cum să nu mai distrug familia așa în viitor. Cum să ies de acolo, ca să evit lucrul acesta. De aceea citim Biblia în fiecare zi, de aceea învățăm și profesional, de aceea ne dăm toate silințele în toate domeniile. Eșecul care ți-l asumte va învăța multe lecții. Nu-i problema că ai căzut, o spus Domnul. Problema e să nu rămâi acolo, ieși de acolo. Spunea toți, iar dacă îți spui că te-ai întâlnit cu Iisus și viața ta nu s-a schimbat, ăla nu e Iisus cu care te-ai întâlnit tu. Că atunci când te întâlnești cu Iisus, recunoști, Doamne, am nevoie să mă scos de aici, am nevoie să mă înveți. Uitați-vă la David în sal. Apare expresia asta de multe ori. Legea ta, Doamne, cuvântul tău, sfatul tău, povața ta. E adevărat că am avut eșec, am avut faliment, dar durerea mă învață. Că dacă nu mă -ar arde plita când pun mâna pe ea, în câteva minute să rămâne fără mână. No pain, no gain, spunea englezul. Fără durere nu există câștig. Nu există învățare. N-am înțeles nimic ca din eșecul acela. Dacă ai căzut la examenul vieții, al familiei, al slujirii, învață ceva de acolo și ridică-te. Doi, pune pres pe comunicare. Pune pres pe comunicare. Iubiții mei, m-am gândit oare unde ar fi ajuns Iuda dacă în seara aceea cine ar fi spus, Doamne, vină cu mine și tu afară. De trei ani jumate mă confrunt cu lăcomie, cu furt, cu a băga mâna în bani aceia ai Domnului și o-i pune la mine în plastă. Am pozat că sunt altcineva. Uite, vreau să comunic. Vreau să mă mărturisesc. atât de importantă comunicare. Pentru cei iubiții mei, ne rugăm în fiecare zi, vorbim cu Dumnezeu, dar în același timp îi dăm voie și lui Dumnezeu să ne vorbească și punem preț pe cuvântul Lui. Doamne ajută-ne la Nu există rezolvarea unui conflict fără comunicare. Fără să-ți dorești să vorbești cu partenerul tău dacă ai greșit. Nu, nu mă pun într-o cameră și mă încui acolo. Și zic, lasă că se va rezolva problema. Niciun medic nu îți va da un tratament în viața asta fără comunicare cu tine. Te va întreba, aia, aia, aia. E foarte importantă comunicare. În biserică cu slujitorii, în familie, cu copiii, cu partenerul de viață, în viața spirituală cu Dumnezeu. fă timp să comunici cu El. Că și El vrea să comunice cu tine. Fratele Miron a murit în urmă cu două săptămâni. A fost slujit de El și la noi. E aici aproape de, de, noi a fost. De patru, de, în primii 45 de ani a citit de două ori. În primii 45 de ani a citit de două ori. După 45 de ani de viață, Dumnezeu îl bagă într-un cuptor, într-o moarte clinică. Și când se trezește, spune, Doamne, vreau să vreau mai mult de la viața asta. Și în următorii 25 de ani, până când moare, citește Biblia de 157 de ore. Și predică în peste 1300 de biserici, cele mai multe biserici de la țară, nici. Avem ce învățat de la unii oameni, nu-i așa? 157 de ore Biblia în 25 de ani. Extraordinar. Extraordinar. Comunicare. Vreau să mă învețe Dumnezeu. Vreau să trăiesc altcumva. Mă spunea un frate care a mers mult cu el. Dar abia aștepta ziua de duminică să vină să slujească. Unde de avea șapte luni să înceapă lucrul. Să mai facă bani. Comunicare. Trei. După ce arăți cu degetul spre tine, mai trebuie să faci ceva. Fixează-ți ținte în viață și acționează potrivit cu acele ținte. Spune Pavel în Filipeni 3 cu 10 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dar care-i scopul tău, Pavel? Unde vrei să ajungi? Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, unde? La învierea din morți. Iubiții mei, ca să fii bețivanul satului, nu trebuie să ai niciun scop în viața asta. Dacă vreți să-ți repeți anul de școală și anul viitor, nu trebuie să mai ai niciun scop, scop anul ăsta de școală. Că o să fii de la în repetare. Dacă vrei să faci ceva înalt, să fii un slujitor în mâna lui Dumnezeu, să fii un om care să evite păcatul, falimentul, eșecurile astea de zi cu zi, trebuie să faci ceva. O zis, Pavel, eu am un scop în viața asta pe care mă îndrept. Ca pocăința mea să fie așa. Nu așa. Îmi spunea un frate, de 15 ore am ieșit în față până acum. De 15 ore. Duminica sus, luna jos. Da, pentru că n-ai un scop în viață. Merg numai pe sentiment. Da, e adevărat că sentimentul aprinde flacăra. Petru a plâns cu amar, dar a doua zi nu din nou să-l vândă pe Iisus. Sentimentul aprinde flacăra, dar numai disciplina spirituală ține flacăra aprinsă în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la asta. Nu. În momentul când îmi asum responsabilitatea, voi începe să acționez. Voi începe să fac o schimbare. Ce-mi doresc în viață? Îmi doresc o fată harnică? Voi fi și eu harnic îmi doresc un loc de muncă mai bine plătit, o să învați. Îmi doresc o biserică cu mai mulți oameni mântuiți, voi începe să evangelizez și să mă implic mai mult. Omul responsabil, omul care își asumă, acționează. Încetează să mai arate cu degetul spre alții și își dă seama că trebuie să facă el ceva personal ca să progreseze, să nu mai repete falimentul, ci să aibă o viață de biruință. M-am uitat la Petru, n-am găsit nici la Petru, nici la Iisus, nici la Pavel. Să zic că din cauza lui Căldăraru nu mai fac nimic. Din cauza lui Diotref care vrea să aibă întietatea, mă opresc, nu mai fac nimica. Ce o zice Iisus? Din cauza că mă vin de Iuda, nu mai fac nimic. Nu. Îi treaba lor ce fac ei. Dar ei nu mă vor bloca pe mine. Pentru că eu am un scop în viața, a spus Pavel, 1 Corinteni 9 cu 26. Eu de deci, ce alerg? Alerg. Și omul care alergă, el e ocupat, acționează. Ăla umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Ăla nu are timp de filme, de meciuri, de plimbări până mol, aiurea, de jocuri de noroc. Nu are timp de rău pentru că e ocupat cu binele. Doamne, dă-ne putere să facem lucrul ăsta. Alerg, o zis Pavel, alerg. Trei ani nu mânca Biblia, Pavel, după ce s-a convertit. După 14 ani scrie epistola din Romani. După 33 de ani de omblare cu Dumnezeu, 32-33, scrie Filipeni. Merge la Roma și moare. Un om ocupat. Un om implicat. Un om care n ar cu degetul. Toată viața ăla, ăla și eu nu fac nimic. O criticăm numai pe alții, nu. O zic, am ce să critic la mine. Și în ultimul rând, iubiții mei, dacă vrem din toată inima să ne asumăm ceva, măsoară-ți progresul. măsoară progresul. Nu? Că și doctorul spune așa, ă, păstă o lună să vii, te rog, din nou la control. Vreau, vreau să văd, are tratamentul roșu. Și spune Pavel după 14 ani de umblare cu Dumnezeu, un roman 13 cu 11, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am, am crezut. O zis Pavel, mă uit la cel care eram pe drumul Damascului, pe drumul Emausului, Damascului, și mă uit la cel care este acum și văd un Pavel mai aproape de Domnul. Mă uit la mine când am făcut botezul în 2000 și nu știu cât, te uiți la tine și mă uit acum, sunt mai aproape de Dumnezeu? Iubiții mei, nu-i suficient să nu mai arăt cu despre spre alții. Arăt spre mine și eu tot în groapă sunt. După 10 ani tot în groapă. În momentul când încep să acționez, poți să faci niște măsurători. Îmi spunea cineva azi din asta, de mea, să frate Cristi, o femeie distrusă, o soră distrusă. Sunt mai departe de soțul meu decât acum 10 ani când ne-am căsătorit. Sunt mai aproape de tribunal mai aproape de avocat, să ne facem actele. Tu ești mai aproape de totul tău sau mai departe? Sunt mai aproape de partenerul meu emoțional, sentimental, ca și ajutor potrivit decât atunci ca și când ne-am căsătorit? Sunt mai implicat în slujba Domnului decât atunci când m am botezat? Măsoară-ți progresul. Trebuie să creștem. Unii merg din rău în mai rău, pentru că mereu critică pe alții, mereu ăla de vină. Dar noi trebuie să mergem din bine în mai bine. Doamne ajută-ne la asta. Așa. Închei, întrebându-vă, v-ați cum arată România dacă fiecare arată cu degetul spre el? V-ați imaginat cum arată Biserica Muntele Sionului? Dacă fiecare ar spune pentru că sunt numai șapte sau opt la eu vinovat. Că de 20 de ani vin aici și n-am adus niciun prieten. V-ați imaginat? Cum arată familia mea? Sau familia ta? Dacă ai spune partenerului dragă, după 15 ani în care ți-am spus că tu ești de vină, uite, vreau să spun ceva. Eu sunt de vină. E cină. E cină în ziua de astăzi. Și ne cheamă Domnul să facem ca și ucenicii. Nu cumva sunt eu. Doamne. Nu cumva sunt eu. Și chiar dacă poate nu ești tu. Dar starea aia de smerenie, starea aia de modestie, starea aia de plâns, de întrebare, oare Doamne sunt vrednic? Doamne, oare chiar merit să fiu aici? Nu cred că merit. E starea care place Domnului. E starea care pe tine și pe mine ne pune la masă cu Domnul, ne schimbă hainele de temniță, cum spunea Bogdan. Și închei mai spunându-vă ceva. Citim Biblia în fiecare zi. Voi cu tinerii, biserica, fiecare după planul care și l-a stabilit. Am citit ceva frumos în Exod și are legătură cu cina. După 430 de ani, Dumnezeu îl trimite pe Moise să se scoată pe evrei din țara Egiptului. Cred că au zis evrei unul către altul, ai văzut că ne-am rugat mult. Ai văzut că noi suntem aici, noi suntem responsabili, din cauza că noi ne-am rugat, noi am făcut. Din cauza lui Moise poate. Și vine Dumnezeu și le spune, nu din cauza voastră în primul rând, ci din cauza mielului care moare. Și o zis, trebuie să fie un miel în fiecare casă și pe ușiorii casei să fie sângele acela. Iubiții mei, suntem aici din cauza mielului. Când a trecut îngerul prin țară și a făcut diferența, nu s-a uitat care mașină a fost mai faină, care salar mai mare. Nu, în fața Domnului, toți suntem la jertfa de la calvar toți suntem egali. La un singur lucru s-a uitat îngerul. La sânge. La sânge. Îi mulțumesc Domnului pentru că ne-am vrednicit să fim aici astăzi. Dar indiferent cine suntem și cum suntem, vreau să vă spun că tot meritul se datorează lui Isus Hristos. Domnul să fie lăudat pentru toate. Amin.